Inițial, Suceava, cetatea Sucilor, era o așezare getodacică amplasată pe malul stâng al Dunării, pe teritoriul satului celei astăzi un cartier al orașului Corabia, din județul Olt. După cucerirea romanilor, anul 102, așezarea a început să se dezvolte, romanii transformând Suceava într-un important castru militar, în timpul domniei împăratului roman Aurelian, 270-275, a fost construită cetatea Suceava, prima cetate de apărare. Suceava, vechea capitală a tribului dacic al Sucilor, este situată în vatra orașului Corabia, județul Olt, cartierul Celei. Pe terasa superioară a Dunării se văd încă zidurile de apărare cu 8 turnuri complet dezvelite ale orașului roman târziu, Suceava, secolele 4-6, care, împreună cu cartierul actual, acoperă o parte a orașului roman din secolele 2-3, mai puțin cunoscut. Au mai fost identificate băile romane termele, o bazilică paleocreștină, străzi pavate și încălzirea locuințelor prin pardoseală, ce era cunoscută din secolele 4-5. Cetatea se remarcă prin fântâna secretă, o capodoperă inginerească, menită să aprovizioneze cu apă așezarea, în timpul asediilor. Tot aici se găsește piciorul unui pod roman, construit peste Dunăre, în timpul lui Constantin cel Mare. Inaugurat în 328, avea o lungime de peste 2437 de metri, cu un tablier din lemn cu lățimea de 570 m, amplasat la înălțimea de 10 metri deasupra apelor fluviului. Podul avea două pile culee, câte una la fiecare capăt, care jucau și rolul de portal, fiind considerat unul dintre cele mai lungi poduri ale antichității. Podul lega Suceava cu Oscus din Moesia, azi în Bulgaria. Din păcate, podul lui Constantin cel Mare, menționat și de Dimitrie Cantemir în Cronicul Vechimei a Romano-Moldovlahilor, a avut o existență scurtă. Din punct de vedere arheologic, monedele descoperite la Suceava atestă o prezență romană neîntreruptă de la Aurelian, 270-275, la Teodosiu al II-lea, 408-450. Dovezile arheologice descoperite demonstrează că, în anul 443 sau 447, orașul a fost devastat de atacul hunilor. Orașul a fost reconstruit de Justin I în 518-527 ori de Justinian I cel Mare în 527-565. În jurul anului 600 însă, bizantinii se pare că au părăsit orașul. Pe vremuri, cetatea se întindea pe 2 hectare, dar astăzi se mai păstrează doar zidurile și turnurile de intrare, 8 la număr, care au fost descoperite în urma săpăturilor arheologice, clădirea Haipiocaust, bazilica romano-bizantină, care datează din secolul 6, piciorul podului peste Dunăre construit de Constantin cel Mare în anul 328, poarta Constantiniană, care face legătura între pod și cetate, băile romane, câteva străzi pavate și o fântână romană săpată în secolul 6. Spectaculos este sistemul de construire a fântânii și valoarea sa arheologică. Se spune că în incinta cetății Suceava ar exista templul zeitei Nemesis, protectoarea cetății, însă cercetările arheologice nu au confirmat încă acest lucru.